Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, după cum ați văzut, mi-am luat placă video nouă, de astăzi încep să filmez cu ea. Aveam clipurile alea puse de ieri și alaltele le aveam de mai demult filmate și na, să nu le șterg așa degeaba, că am muncit la ele, chit că doar m-am mișcat și atât. În fine, hai să ne jucăm niște WWE 2K17 încep să mă bâlbâi, niște WWE 2K17, pentru că de ce nu? Cu cine să joc, nici nu știu. Aha. The Viper, Randy Orton. Ok, o să mă bat asta de mă. Dar cu mine de astea altă parte, îți dau drumul la cronometru că n-am dat. No one's gonna change any channel. It'll be Randy. Ce moa care Randy, chiar zici că e ceva șarpe. Oh man, I can't wait to see these two go at it. Sper că parcă avem ca 15 ăștia foloseau pozele, nu foloseau așa de la grafica de la joc, nu? Nu știu. Ok, să-mi pui joc. Dă-i tare, dă-i tare. Nu prea știu să mă joc jocul ăsta, de să nu vă așteptați să fiu maestru la el. Opa! Suplex! Oh, that's gonna hurt. Come on! Now he just wants that insult to injury. Yeah, this guy's a mean streak. Okay, man, how about we touch on Randy Orton a bit? Could you imagine being Randy Orton's opponent, just in there waiting, knowing the Viper can strike at any moment? It's gotta be nerve-wracking. But I mean, this roster today is stacked with talent that WWE has not seen in quite some time. Okay. Such a lethal entity is he possesses the power to dominate an opponent of any size, the athleticism to add speed to his attack, and a ferocity that makes him a relentless instrument of destruction. Well, there's no doubt about it, Cole. Roman Reigns' abilities, the strength, the agility, and his unyielding intensity really makes him a devastating weapon. He's bringing it back inside the ring now. I can't blame him. Keep it in the ring. Mai ce mă căcam pe mine de râs. Ok, hai să mi se încarce reversul ăla și n-am apucat să ies așa din ring. Te urci pe colțul ringului? Pute în gură. Perhaps feeling a little more comfortable on the outside at this point. Yeah, more comfortable outside the ring than inside. We've seen Roman Reigns devastate an opponent with power moves that would normally be reserved for two men performing a double team maneuver on a beaten opponent. Oh, nobody home that time. How will these guys do with absorbing the punishment they're about to receive out here? That packed a punch. Good lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. I'm not sure I can watch this. Păcat că n-am zi. We're up to seven. Watch it. Sometimes when you have a finisher, ca să dau un OMG moment. Să vezi că tot îl se ridică primul. Sau nu. And that was a perfect example of hitting it big. Roman Reigns varies his assault, but he always brings it back to his power game. The effect of his speed, agility, and crushing strikes on an opponent are all intensified because there is such brute force behind everything he does. Și mi-am stricat ambele reversaluri. Ok, hai că am făcut un finisher. Mai pot face un taunt? Nu mai pot? Ba da, mai pot un. Ia, ten. Și trece acum la DDT de pe colț. Erai tu să fii. There it is, that Orton spike DDT. Vintage. Jeez, he's got to get himself together here. Randy Orton showing some adversity right now. Look at that reversal. Okay, bine că n-am dat cu arcul, că mi-l întorce acum. Bine că a tăiat cu someone drop-ul. Poate nu reușesc să ies din pin, că era prea cum. Bă, mi-e greu, rău să ies din pin-uri pe aici. Now Randy Orton seems to have lost a step or two.
He doesn't want to absorb much more punishment. Ok, pregătește-l ăsta cu Superman. Punch-ul, l-am întors. Ăla-i, mă. Which means his opponent probably has the move well scouted by now. Și știi ceva? Pot punt kick. Nu pot. Nu pot corner finisher. Ce am să-i dau așa un corner finisher. What an offensive show by Randy Orton. Randy Orton showing some adversity right now. Oh, a serious knockout. Corner finisher. Look at those. Tot RKO. Hai că dăm cu un RKO. Poate mi-l întoarce. De asta mă tem. Nu l-a întors. Și vine Bray Wyatt. Fine. Vine asta să mi strice mie toată socoteala. 1, 2. Hai că tot l-am bătut. Un meci slab, puteam să rup masa comentatorilor, dar nu, dacă am văzut că a venit ăla, că la sigur venea să mă încurce pe mine. Aici am opinii în care am ieșit. Aici ne-am întors Superman Punch-ul. Și aici ne-a atac eu, am vrut să-i dau Punch-ul, dar văd că n-a fost să fie. Hai să-i dau Breakout, pot? Hai că pot, e bine. Ia vină cu acea, mă, ridică-te. Ridică-te, firai tu să fii. And there he goes, crashing to the floor. Get in there and handle business. Reminds me of myself in my younger days. He's a mașină și popoțul ringului. Oh man, from the high red. L-am prins pe Bray Wyatt. Hai să dau un Bray Wyatt atunci. Dacă tot fac acum un RKO. You don't see that move every day. There's no telling what's going to happen here. That stop might have only lasted a second, but it's going to be felt tomorrow. That may be felt for a lifetime. Sha. Suplex. Randy Orton showing some adversity right now. Well, the trick sometimes when you get outside of the ring is survival. Hai mă, dacă ai tupeu. Vii tu să intervii peste mine, ne trecem cu acei și... RKO! Out of nowhere! Jeez, that was really something. Nu pot să închei aici. Randy Orton climbing up. He's begging for it. To take a chance like that. Do you know how badly he must want to win this? Deci înseamnă că degeaba l-am bătut pe ăsta, trebuia să-l bat pe Randy dacă tot am dat Breakout. Ok, nu se mai încheie asta, nu pot să plec. În scaun ceva nu pot să iau. Atât. There's a lot to hit there. Now the question is this going to continue? And if so, for how long? And again, he gets struck with that object. This is what makes him a business. What I'll do with the mission is coming. Wow, that was a wild strike. Tyler missing the target. She. În cu narcio. Ia și tu narcio și te dreacu. This is insane. Does this building have a curfew? I feel like we might be here all night. What a beating. Așa, vedeți tipul ăsta, a bătut pe amândoi. Ce mă, vă băgați peste meci și mă firați ai drept. Hai că mi-a plăcut meci, a fost fain. Ia, văd că de vreo 8 minute filmez, nou, ceva de genul. Ia că mai bag un meci. Hai să bag unul și cu muierile, pentru că de ce nu. Hai să vedem ce muiere avem și noi pe aici, că nici nu știu. Am găsit una, ok. Ce muiere avem și noi, Sasha. Ne batem cu asta, asta ne rupe. Hai mă, una cu overall mai mic pe aici. Ribella cât are? 73. Hai pe aici. Remove manager. Gata, hai că e mai bine așa. Next, John, we have singles action. Măcar asta nu o să aibă manager. It'll be Emma versus Brie Bella. Oh man, I can't wait to see these two go at it. Bun. Să trecem la luptă atunci. Bă, că avem și un reverser în plus, asta o să nu fie de folos. Ca la meciul de adineuri. Pop, pot aici în cap. Asta mi se pare că a rămas gravită Bribela, nu? O să fie Daniel Bryan, copila. Copil, părinte. Părinte.
As we watch Emma, let's get your take on her. Well, we're going to find out who's the better competitor, that's for sure. No gimmicks here, just some good old-fashioned one-on-one action. Oh, strap into those seats back home, people. Așa, calcă pe spate. WWE rocket ship has launched. Nu pin. Soon hit the stratosphere. Boom! Ui, vedes. N-am ce zice. Her back is in some real pain now. Opa, mi-am stricat un bară de energie. That might have hurt her ego more than anything else. Hai ca asta vă care și combo de lui Victor. I don't know if these divas could be any more evenly matched than they are. What a match. Yeah, and these women are so evenly matched. I don't think either one has proven to be fine. Asta n-am ce zice. Asta cred că încearcă acum ceva gen you can see me, abar n-am să arate. Opa. Cred că îi dădeam German suplex sau ceva de genul. Am reușit. Hai că n-a fost nevoie să mai stric Universul. Ok, cred că asta a intrat în cameraman, nu știu cum să zic. Hai. Deci mă ring. Oh, she's back in now. Looking highly motivated here. Ia, și acum ce-i dă? Suplex. There's a target on that back. Oh, Michael, she's one of my favorite divas. She's so good at being bad. E dragosti Michael Cole, săracu. Sau stera Jerry. Oh, look out. She missed her target that time. Bă, dar mi-am stricat calul meu energie. I guess you could say she was just a bit off the mark with that one. Ok. Ce manevre să-i mai dau? Nici nu știu. And it's Brie Bella executing the reversal. Direct prin mațe pe acolo s-a dus. She's not playing any games tonight. Everyone better watch out. O, mă calcă pe cap. Azi că e bine că am destul stun. În fapt, dacă mă uit mai bine, și cam, la, cam și la mine se termină bara aia verde. Emma's starting to sweat. She doesn't want this lack of momentum to snowball. Let me interject this. When you have two divas as evenly matched as these two are, there's no way to predict what's going to happen. Okay, I'll agree. She is looking a little off her game, but hey, it's nothing she can't overcome. Brie Bella is conjuring up some good momentum here. There's a bullseye on that arm. Aua, nu mai postez din... Și cam asta preia conducerea. Well, check that out. Ce urlă. We were first here this evening. Pog, mi-a dor și mie iarăși. You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. Yeah, you really have to enjoy hurting someone. Mi se pare că asta dă capace. Nu știu, a întins ambele mâini, zici că vrea să-i dai te mai capacul lui aia. Too fast. Și acum dă în mine cum dă Daniel Bryan. Asta a fost semnătura! Bine că n-am lăsat intrare sau de muzica aia stupidă ce o are. Bun, mă calcă și pe burtă. Și pregătește și finisherul. Te trezești cum mă bate asta acum. Well, I think Brie Bella's trying to end it here. Yes, lock. Better tap. There's no escaping this. M-a prins. M-a făcut să cedez. Aia a fost. She had it locked in. There was no escape. Ia, mă, ce relori avem. Dăm așa cu genunchiul. Poc, a dat imne cu semnătura. Și acum, yes, locul. N-am mai putut. Și aia a fost. Here's your winner, Brie Bella. Na, n-a mai fost așa. De placul nostru, în fine, da, mă, dă din gura pe așa. Păi atunci închidem aici, că hai că a ajuns. Măcar am bătut cu Randy, măcar atât. Mă mâncă în curs să joc cu muierile, că de ce nu. În fine, deci cam atât și cu acest episod. Sper că vă place jocul. Dacă vreți vă fac carier mod, că mi-a făcut un caracter, uitați aici, mai carier și pot să dau pe continuă și așa. Am un caracter făcut, dacă vreți mai carier, dacă nu, nu, lăsați și voi comentarii. Și cam atât, ne auzim data viitoare. Ciao, les!